Isaia la capitolul 9 și citim versetele 6 și 7. Isaia capitolul 9, versetele 6 și 7. Sunt două versete cunoscute. Rugămintea mea este să țineți Biblia deschisă acolo, pentru că vreau să observați niște lucruri importante, ca să înțelegem ceea ce vrea Cuvântul Domnului să ne transmită în seara aceasta. Isaia capitolul 9, versetele 6 și 7. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Vă rog să le ocupați. O parte dintre dumneavoastră sunteți oameni care lucrați într-un serviciu la o normă. Pentru o întrebare care se ridică, nu știu, poate la început de decembrie, poate și mai repede, este câte zile libere ne dă? Ne dau. Cine? Șefii. Câte zile libere aveți? Miercuri lucrați? De obicei, miercuri nu se prea lucrează. Joi. Sunteți așteptați la servicii? Probabil că da. Bineînțeles că atunci când vine vorba despre sărbători, mai ales că poate tot anul a fost încărcat de lucru, de stres, de îngrijorări, de oboseală care se adună și mai ales dacă n-ai avut un timp să-ți iei răga, să o pii de concediu, oboseala se resimte. Bineînțeles, atunci când e vorba despre zile libere, zile de sărbătoare, există un sentiment în noi. Parcarea de la Kaufland și de la alte supermarketuri a dovedit ce sentimente sunt într-un. Și mulți. Că ziua de sărbătoare este percepută în diferite feluri. De la zilele acestea libere care le aveți, ce vă așteptați să se întâmple? Ce vă doriți de la ele? Pentru că ceea ce vă veți dori de la ele, să știți care va fi. Cine vrea să doarmă, și numai să doarmă și să dinească, nimeni nu lucrește. Poate să doarmă și să dinească. Cine vrea să chefuiască toate zilele acestea și să mănânce mai mult, cum un om mânca tot anul, că vorba aia românului sărac, dar la de sărbători știe ce să-și pune pe masă, cine vrea să mănânce și să mănânce și să mănânce, poate să mănânce, e decizia lui. Cine vrea, de exemplu, să stea lângă cuvânt și să înțeleagă mai bine și anul acesta, ce se întâmplă, de fapt, cu ceea ce a îngăduit Dumnezeu să fie prin nașterea Domnului Iisus Hristos? Să știți că și asta se va întâmpla. Și m-ar interesa, dar sunt totuși într-un cadru public și e greu să întreb răspunsuri personale sau care țin de inima noastră, până la urmă, de năzuințele care sunt în mintea noastră, în interiorul nostru, în public. E greu să răspunzi în public. Eu chiar n-am chef să fac nimic sărbătoresc. E greu să răspund așa ceva. Mai ales într-o biserică. Dar aș vrea tare mult să vă verificați așteptările cu privire la zilele libere care aveți. Și să răspundeți la întrebarea aceasta. Ce vreți să faceți cu ele? Și de ce vă zic asta? Pentru că și cu ocazia acestei sărbători, în mod normal, Biblia are niște lucruri care vrea să ni le aducă aminte sau să ni le învețe pentru noi. Care ar trebui să schimbe viața noastră și să o facă după cum este plăcerea Lui. Textul acesta este un text care de multe ori l-am dat la copii. Și am spus, măi copile, măi băiatule, măi fată dragă, învață versetele acestea că trebuie să le spui la program. Și de multe ori am auzit versetele acestea la program. Și le-am auzit memorându-se și le-am auzit, poate și le-am văzut, și pe felicitări.
De ce? Pentru că aceste două versete sunt două versete care vin în spiritul acestei sărbători. Dar Dumnezeu, de exemplu, când le-a scris și Isaia, de exemplu, când a stat la dictare, n-a primit o specificație anume. Fii foarte atent. Îți dau și două versete pentru sărbătorile de iarnă. Nu. Versetele acestea au fost date într-un context în care era nevoie de Dumnezeu. Versetele acestea au fost date pentru un popor care se îndepărta de Dumnezeu. Și nu ca să aibă motive de sărbătoare. Ci de fapt ca să aibă motive de pocăință. Și venirea și vestirea acestui copil, care se specifică aici, este de parte bărbătească, prin expresia un fiu ni s-a născut. Ce trebuia poporul să înțeleagă este că venirea acestui copil este de fapt o veste bună. Dar în ce sens o veste bună? Un pericol întotdeauna de sărbători. Întotdeauna de sărbători este să diminuăm lucrarea lui Dumnezeu care trebuie să se facă. Cum? Prin poftele noastre. Prin dorințele noastre firești, carnale. Să lăsăm deoparte, de fapt, ceea ce este adevărata sărbătoare, adevăratul motiv de bucurie, de cercetare, de apropiere de Dumnezeu. Și vă asigur, dacă prin textele care ne sunt date în Sfânta Scriptură, care vorbesc despre nașterea lui Hristos și scopul cu care s-a născut Hristos, dacă ele sunt neglijate, Dumnezeu nu se va bucura de noi. Noi putem să avem sărbătoare, în sensul că putem să terminăm sărbătoare, să zicem, no, în sfârșit m-am odihnit și eu. Dar din punct de vedere spiritual, noi să ieșim din ea, la fel de săraci, cum am intrat în ea. De aceea am citit acest text pentru că este unul dintre textele care dezvăluie, de fapt, ce a vrut Dumnezeu să facă prin această venire a Domnului Iisus Hristos. Știți pentru cine a venit Hristos? De aici sunt niște lucruri care știți cum ar trebui să străpungă inima fiecare dintre dumneavoastră. A venit pentru noi. N-a venit pentru ceea ce ne înconjoară sau pentru materialele care ne înconjoară, pentru confortul nostru. A venit pentru sufletul nostru. Și o expresie care îmi place din textul acesta, o expresie importantă. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Dumnezeu se uită spre Israel, Dumnezeu se uită spre viața dumneavoastră și știți ce vede? Nevoie spirituală. Și ceea ce spune Scriptura aici este că pentru sufletul dumneavoastră Dumnezeu are o râvnă foarte mare. O râvnă deosebită. Venirea lui Hristos, lucrarea lui Hristos este de fapt o expresie. Și noi știm, Ioan 3 cu 16, a dragostei lui. Dar în sensul acestui text este o expresie a râvnei lui. Ce înseamnă să ai râvnă pentru cineva? Păi, noi știm ce înseamnă să ai râvnă pentru cineva. Când te mănâncă zelul pentru cineva. Ce faci pentru toată energia ta, toate resursele tale. Ce faci? Te învârți cu ele acolo să-l ajut, să-l sprijin, să-l... Da? Domnul are o mare râvnă pentru noi. Și din râvna aceasta și din dragostea aceasta îl trimite pe Hristos. Deși imaginea, la început, este una așa dulcică. Un copil, un fiu, ne aduce aminte și de este cu aburii care de la vine de la vacă, de la măgaie, acolo toți apleacă spre este, a, este cu paia aurii și așa o lumină caldă, Maria blândă, acolo, așa o imagine copilărească, așa de poză, de nostalgie. Imaginea nu este o imagine de nostalgie aici. Este o imagine care, din punct de vedere spiritual, pune foarte pragmatic lucrurile. Și am să vă spun și de ce. Pentru că imediat se schimbă nuanța și spune domnia va fi pe umărul lui. Domnia va fi pe umărul lui. Știți de ce a venit Iisus Hristos pe pământ pentru noi? Ca El să fie Domn în viața noastră. Și Stăpân în viața noastră. Mi-a plăcut un sens în traducerea King James Version. Să guverneze viața noastră. Ce face guvernul pentru o țară? Guvernul nostru. Ce ar trebui să facă un guvern pentru o țară? Așa, în modul cel mai serios vorbind. Ce ar trebui să facă? Păi să conducă țara. Să ia decizii pentru țara respectivă, care sunt bune pentru țara respectivă. Să lucreze în avantajul țării respective. De fapt, pentru tot binele și mersul omului care face parte dintr-o țară. Când zicem, Iisus a venit pe pământul acesta să guverneze viața mea. Știți despre ce vorbim? Ne vorbim despre un Iisus care vrea să devină conducător.
care vrea să ia decizii pentru noi, care vrea să ne conducă viața în toate sensurile. Întrebarea este, ce sărbătoare ar trebui să avem încât în sărbătoare să vezi genunchi plecați înaintea Domnului, care zic, Doamne, nu mai vreau să trăiesc oricum. Chiar vreau să trăiesc sub stăpânirea Ta ca rob al Tău. Asta este o lucrare de eliberare. Asta este o lucrare în care oamenii se vindecă sufletește. Asta este lucrarea pentru care a venit Hristos. Și mai leg de expresia aceasta, și domnia va fi pe umăr Lui. Îl văd numai minunat, sfernic, Dumnezeu tare. Astea sunt calitățile Lui. Astea sunt calitățile Lui de Domn. Dar vă rog să observați că se subliniază noțiunea de Domn. El va face ca domnia Lui să crească și o face fără sfârșit. Va da scaunul de domnia lui David. Și asta este preocuparea Lui Dumnezeu prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, ca Iisus să devină Domn în viața noastră. Și este un verset foarte frumos în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 25. Căci trebuie ca El să împărățească până când? Normal trebuie să știm versetul acesta. Până va pune pe toți frăjmașii sub picioarele sale. Lucrarea lui Hristos, să știți, este una de salvare și același timp este una de zdrobire. Oricine se amăgește cu mâncărul și cu destea, dar nu înțelege de fapt pentru ce a venit Hristos, chiar a pierdut esența lucrurilor. El a venit să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii lui Dumnezeu la picioare lui Dumnezeu. Și bineînțeles că mai citesc și Filipeni 2, care spune că orice genunchi, ascultați-mă bine, orice genunchi se va pleca și va recunoaște că Iisus Hristos este Domnul. Știți ce e chestiunea asta, orice genunchi? O chestiune doar de timp. Unii își pleacă genunchiul acum, în pocăință. Și o fac de bună voie. Dar Biblia confirmă că va veni. Și vor veni zile și va veni o zi în care și cei care nu și-au plecat, genunchiul acum și vor pleca atunci, când va fi prea târziu. Asta este lucrarea lui Hristos pentru care a venit. Ca eu să-mi plec genunchiul, să mă pocăiesc înaintea Lui și să recunosc că El într-adevăr este Domn și Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta nu este o lucrare reală în viața mea și în viața ta, frate și soră, prieten, dragă. Dacă lucrarea aceasta nu este o lucrare pe care să o identifici, să spui într-adevăr, eu știu și pot să spun oricui cum îmi plec pe genunchiul și că Iisus este Domn în viața mea. Ori ai pierdut esența, ori trebuie să înțelegi că și zilele acestea trebuie să fie pentru tine zile de cercetare. Zile de pocăință și zile de zdrobire. Totuși, mesajul din seara aceasta este un mesaj adresat într-un mod special bisericii. Și știți de ce? Pentru că și de sărbătorile acestea noi avem o lucrare de făcut. Avem o lucrare de făcut. Și lucrarea Domnului. E vorba despre cei care cântați, cântări în comun, în cor, solouri, poezii, texte, recitate. E vorba de toți cei care slujesc fie prin cuvânt, fie prin orice altceva. De fapt, care sunt copiii Domnului. Pentru că toți cei care suntem parte din Biserica lui Hristos, noi avem o lucrare de făcut. Bineînțeles că vă pun întrebarea foarte serios. Dacă lucrarea pe care o facem este aceeași lucrare pe care a făcut-o Hristos. Este exact aceeași lucrare pe care a făcut-o Iisus Hristos. Aduceți-vă aminte. Cât de simplu, dar în același timp câtă putere și câtă plină de putere a fost lucrarea lui Hristos. Ce s-a întâmplat, de fapt, în jurul lui Hristos? Păi ce s-a întâmplat? Era predicat multă? Erau vindecări sufletești, fizice. Era de asemenea mustrări pentru cei care meritau mustrare. Și nu era altceva decât o lucrare a lui Dumnezeu într-adevăr plină de putere. Și pe Scriptura nu învăța cum învățau cărturarii în vremea respectivă, ci învăța ca unul care avea puterea. De ce? Pentru că El era puterea. Extraordinar. Asta este lucrarea pe care se face în noi. O lucrare în care vindecările sunt reale, vindecările sufletești, rănile sufletești sunt reale, se vindecă. O lucrare în care
și mustrarea așa de lucrurile, adică învățătura, corectarea. Și oamenii se corectează. Asta este lucrarea lui Hristos. Mai departe, propovăduirea și promovarea învățătorului Hristos este lucrarea pe care El a făcut-o și a trebuit să fie lucrarea noastră. Și și zilele acestea care ne stau înainte, trebuie să fie, de fapt, o astfel de lucrare. Este o comparație, și după aceea intru într-un alt text care aș vrea să urmăriți împreună cu mine, o comparație care este aici cu împărăția lui David. Acum, legat de împărăția lui David, este un sens care vreau să vi-l spun. Mai întâi citesc textul. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, având în traducerea, va da scaunului de domnie a lui David și împărăției lui. Într-o altă traducere, și am căutat și în original, și într-adevăr există un cuvânt care îi dă un sens puțin diferit. În ce sens? Adică există și versiunea de traducere că împărăția lui Hristos este superioară împărăției lui David. Este mai înaltă și mai sus decât împărăția lui David. Mai știți că poporul Israel se lăuda foarte mult împărăția lui David. Și mai l-a făcut și părintele nostru David. David era o noțiune de referință cu privire la gloria și măreția care până la urmă a trăit-o la un moment dat poporul Israel. Și am căutat un original și, într-adevăr, este cuvântul upper, high, adică deasupra împărăției lui David. Vă aduceți aminte David, viteazul David. Omul care a lărgit granițele împărăției lui Israel. Omul care a făcut ce a spus Dumnezeu și a nimicit popoare care trebuiau să fie nimicite de Dumnezeu. Și a făcut o lucrare extraordinară de extindere. Ce înseamnă de extindere? De biruință. Și David, cu puterea strategică și cu puterea și capacitatea intelectuală și de organizare foarte bună, îi ia oameni și se duce și cucerește cetate după cetate și face într-adevăr o lucrare extraordinară. Și ce spune Scriptura? Lucrarea lui Hristos și lucrarea pe care vrea să o facă Hristos în biserică este mult mai sus decât ceea ce a făcut David. Adică în ce sens? Vă dau un exemplu. Noi stăm, de exemplu, și calculăm sărbătorile. Cum să facem? Păi câte zile? Câte servicii de închinare? Uite, avem luni seara, marți dimineață, marți seara. Noi ce facem? Hai să programăm luni seara așa, uite, o cer de colinde, să fie frumos. Marți, ce să fie marți? Pe marți dimineața, cuvânt, rugăciune, marți seara, șinetă și așa. Asta este, de exemplu, niște planificări. Vrem să facem planificările, facem planificările și facem o organizare. Asta e, știți cum e? Ce știm noi mai bine să facem pentru biserică, pentru slava lui Dumnezeu? Dar Biblia zice, lucrarea lui Hristos este superioară de toată capacitatea aceasta. Este o lucrare extraordinară de biruință. Asta vrea Hristos de la noi. Și lucrarea pe care noi o facem și ar trebui să o facem ca biserică, dacă este doar o lucrare organizatorică, în care știți cum, ne-am planificat și fiecare ne străduim să ne ținem de planificarea respectivă. Dar nu este adevărata viață din Hristos, adevărata bucurie în Hristos, adevărata biruință care aduce Hristos în inima omului. Atunci este lucrarea lui David. Dar nu este adevărata lucrare lui Hristos. Și acum stăm înaintea Domnului și bineînțeles că rugăciunea noastră nu este acea alta decât Doamne, vrem ca lucrarea pe care o facem să fie o lucrare superioară omului. Să fie, într-adevăr, fiți atenți, o lucrare dumnezeiască, pentru că asta vrea Hristos de la noi. O lucrare dumnezeiască. Am uitat într-un text la care vă rog să mă urmăriți. Este Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Acolo știți că Domnul Iisus Hristos își încheie călătoria fizică, încet, încet, de pe pământul acesta. Și oarecum, rugăciunea aceea pe care au auzit-o și ucenicii, a fost ca un bilanț al lucrării lui, care a făcut-o pe pământul acesta. Și rugăciunea pe care a făcut-o Hristos acolo, sunt câteva lucruri care aș vrea să le extragem de acolo. Trebuie să fie lucruri care să caracterizeze Biserica lui Hristos din sigetul mamații de aici. De exemplu, de la versetul 3, versetul 10, ceea ce spune Biblia este că lucrarea pe care vrea Hristos în noi este să-L facem cunoscut pe Dumnezeu oamenilor. Adică oamenilor să le facem de cunoscut pe Dumnezeu.
aspect important, știți cum e, e rugăciunea de mare preot aici, adică practic Domnul Iisus Hristos mulțumește și se roagă, aduce și cere cu privire la ucenicii, ei deja erau biserica lui Hristos. Și se roagă cu, legat de lucruri importante pe care ucenicii, biserica, trebuia să le trăiască. Și unul dintre lucrurile care amintește și este esențial este cunoașterea de Dumnezeu. Al doilea lucru, de la versetul 11 la 16, este un lucru pe care noi trebuie să-l facem ca biserică, este să ne păzim de cel rău. Să ne păzim de diavolul. Și un al treilea lucru, care amintește Hristos și îl știți, este unitatea. Unitatea bisericii. Sunt cel puțin trei lucruri care biserica trebuie să le trăiască. Adică să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu și să-L facă de cunoscut oamenilor pe Dumnezeu. Înțelegeți pe ce vorba? Adică oamenii care vin în biserica aceasta trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta e rolul bisericii. Să-L cunoască pe Dumnezeu. Dacă aici nu-L cunosc pe Dumnezeu, pe unde? Rolul bisericii este că oamenii care intră să-L cunoască pe Dumnezeu în locul acesta. După aceea, biserica trebuie să se păzească de cel rău. Și al treilea rând, să lupte la maxim pentru unitatea lui, pentru unitatea bisericii. Hristos promovează unitatea bisericii, unitatea ucenicilor și ar trebui să promovăm și noi. Cât putem de mult. Să-L facem de cunoscut pe Dumnezeu. Ar vrea să observați câteva detalii. Cunoașterea de Dumnezeu, știți ce este? Viața veșnică. Și asta este ceea ce spune versetul 3. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Un alt detaliu important pe care l-aș extrage din ideea aceasta că biserica trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu și să-L promoveze pe Dumnezeu este că această cunoaștere Dumnezeu este pentru cei care sunt ai Lui. În lumea aceasta sunt, într-adevăr, cum a spus și fratele Cărușan, sunt mulți oameni batjocoritori, indiferenți. Vorbește venirea Domnului Iisus Hristos care trebuie să fie cel mai special gând al vieții noastre pe Pământ. Și alții interfelesc în batjocură. Dar în același timp sunt și oameni care îl caută pe Dumnezeu. Și îl caută așa cum știu, dar îl caută din toată inima și încă poate nu l-au găsit. Și caută și caută și s-ar duce în stânga și s-ar duce în dreapta, să-L caute pe Dumnezeu, să întrebe de El. Biserica aceasta, și am mai spus afirmația aceasta, trebuie să fie o oază binecuvântată pentru toți cei care îl caută pe Domnul. Pentru orice suflet obosit și împovărat, care vrea să-L găsească și să despovăreze înaintea Dumnezeu. Biserica și lucrarea Domnului din locul acesta trebuie să fie o astfel de lucrare. O lucrare de vindecare pentru toți cei care caută pe Domnul. De asemenea, un detaliu oarecum banal, dar foarte important, este cunoașterea de Dumnezeu. Știți cum se face? Prin cuvintele Lui. Cuvintele Lui Dumnezeu. Și vorba despre versetul 8, care îmi place mult. Căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Iisus Hristos așa a zis. Le-am dat oamenilor, ucenicilor, cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Și biserica este totdeauna cea care trebuie să promoveze cuvintele lui Dumnezeu și predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și nu a filozofiilor personale. Și nu a filozofiilor personale. Știți de ce amintesc totuși punctul acesta? Pentru că sărbătorile sunt în primul rând și pot să fie în primul rând un aspect de deviere. Un aspect de deviere. O lecție care va fi în Iacov, următoarea lecție, l-am dat, spunea Dumnezeu, de ce, nu, de ce cereți și nu primiți? Ce scrie acolo? Pentru că cereți ori cu gând rău, ori pentru plăcerile și poftele voastre. Și ceea ce spune Iacov este că biserica poate să trăiască așa ceva. Adică poate să devieze de la cuvintele lui Dumnezeu și de la cuvântul curat al lui Dumnezeu și tot ce face de fapt nu este altceva decât o lucrare și o mișcare care se întâmplă pe baza poftelor și plăcerilor personale. Și aici Iisus Hristos zice, le-am dat cuvintele, mai ales eu că predicator,
Eu despre cel mai cercetat de versetul acesta. Le-am dat cuvintele care mi le-ai dat tu. Asta lucrarea pe care a făcut-o Hristos. Le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Bineînțeles că mai întâi trebuie să stai în cuvânt, să auzi cuvintele, ca să poți să dai cuvinte. Și un alt detaliu foarte frumos este că Dumnezeu vrea să ni se facă de cunoscut și să-L facem de cunoscut ca El, de fapt, să fie proslăvit în noi. Și versetul acesta este versetul 10. Tot ce este al meu este al tău. Și ce este al tău este al meu. Și eu, Iisus, sunt proslăvit în ei. Despre proslăvire am mai vorbit și până la versetul acesta Domnul Iisus Hristos. Când a vorbit, a spus, proslăvește-mă, Tată, am sfârșit lucrarea pe care am avut-o de făcut. Și proslăvirea aceasta nu este altceva decât că, până la urmă, noi și ce suntem? Nu biserica numărul 1, baptistă, în ce sens? Știți, dacă asta e biserica mea, este de fapt lucrarea Lui. Este de fapt o lucrare pe care trebuie să înțelege că noi nu suntem decât niște ambasadori. Instituția nu e a mea, biroul nu e al meu, tot ce e al meu nu este altceva decât o responsabilitate care am primit-o din partea lui Dumnezeu. Că așa sunt și ambasadorii la sediile lor, da? Sediile nu sunt ale lor, nici birourile nu sunt ale lor, numai cravata nu doar a lor. Dar ce e al lor? Păi responsabilitatea care am primit-o de la Domnul. Și aici spune că eu sunt și voi fi proslăvit în ei. Și asta este lucrarea extraordinară care ar trebui să o facă mai departe biserica și să o promoveze biserica. O lucrare în care Dumnezeu, într-adevăr, este proslăvit, își găsește locul și prezența și, într-adevăr, El este de făcut, de cunoscut. Și ce înseamnă să faci de cunoscut pe Dumnezeu? Exact cum l-a făcut Ioan Botezătorul. Cu cât îl faci mai de cunoscut pe Dumnezeu, tu intri mai multă umbră. Cu cât El este mai important de promovat, cu atât tu ești mai puțin de promovat. Și e mai puțin important de promovat. Și înțeles că este așa o discrepanță. El trebuie să crească, noi trebuie să ne zmerim și să scădem. Pentru că asta este lucrarea. Lucrarea pe care a făcut-o și Iisus Hristos. Uitați-vă cât a vorbit despre și cât a vorbit despre Dumnezeu. Promovarea aceasta și a cunoașterii de Dumnezeu a fost punctul esențial al predicării Lui. Da? Punctul esențial al predicării Lui. Cunoașterea de Dumnezeu. M-aș bucura tare mult. Și marțeală, de exemplu, eu sper să vină toți părinții copiilor. Și să nu se întâmple altceva, știți? Că asta e și rugăciunea mea. Adică să-L cunoască pe Dumnezeu lucrul acesta. Și programele cu copiii și cu corul și cu alte lucrări sunt foarte frumoase. Dar știți că sunt mulți care au zis, mi-a plăcut la dumneavoastră. Și te uiți la un program și mai ales o să vedeți copiii îmbrăcați așa, specific, frumos. Dar nu-i suficient doar să zic, m-a impresionat, a fost drăguț. Ce drăguț a fost? Nu-i suficient. Ci trebuie să fie locul în care părinții copiilor, oamenii care intră în locul acesta, să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. Dacă am reușit, împreună cu puterea lui Dumnezeu, să transmitem un astfel de mesaj. Și într-adevăr, prin lucrarea care se face, oamenii L-au cunoscut pe Dumnezeu. O să știți că ai lucrarea. Lucrarea Lui Dumnezeu. Al doilea aspect care am amintit și Iisus Hristos a fost preocupat de El, mai ales că avem 5 versete, 6 versete despre problema aceasta. De versetul 11 la 16 a fost preocupat ca biserica să fie păzită de cel rău. Unul dintre cei care a văzut toate generațiile cum au sărbătorit sărbătorile de iarnă a fost și Satana. Știe să prefacă toate lucrurile. Știe în loc de Paște să pună iepuraș și ouă. Știe în loc de naștere Domnului Iisus Hristos să pună un Crăciun și un moș din ăla care tot bătrân numai nu moare. Știe să facă orice ca oamenii să devieze de la temele importante biblice care pot să fie studiate și să fie motiv de cercetare pentru oameni. Și că versetul 11 la 16 spune cuvântul lui Dumnezeu așa: Eu nu mai sunt în lume, dar ei, ucenicii, sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem. Când eram eu cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Și de asta o primă învățătură legată de pervertirea care poate să o facă diavolul în mintea noastră. Este că adevărata pază
pot să o am într-un mod parțial și eu, că trebuie să mă păzesc, să vegheze asupra vieții mele. Dar adevărata pază și suficienta pază este paza care o are Domnul. De aceea, să știți că e foarte biblic să vă rugați și pentru sărbătorile acestea, ca membri, ca frați, ca surori. Doamne, te rog, păzește-ne de lucrarea diavolului. Și fă ca lucrarea de aici să fie lucrarea ta. Și aici zice Scriptura, i-am păzit eu numele tău, dar versetul 11 spunea, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Și se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne păzească. Ca Dumnezeu să ne ocrotească. Și lucrul acesta este un lucru foarte important. Dar acum, versetul 13, dar acum eu vin la tine și spun acest lucru pentru când sunt încă lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea, o bucurie de plină. O bucurie de plină. Am dat cuvântul tău și lumea e urât, pentru că ei nu sunt din lume. Vă rog să observați un alt detaliu foarte important. Că noi nu suntem din lume, pentru că ei nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume. Vă rog să observați cum repetă lucrul acesta. După cum zice Iisus Hristos, nici eu nu sunt din lume. Și un lucru care ar trebui să-l conștientizați și de sărbătorile acestea, este că dumneavoastră nu sunteți din lumea aceasta. Nu sunteți din această lume. Destinația dumneavoastră nu sunt cutiile de petarde. Destinația dumneavoastră este cerul. Este împărăția Dumnezeu. Nu sunteți din această lume. Sunteți în lumea aceasta, dar nu din această lume. Și bineînțeles că această chemare este o chemare specială. N-am fost chemat să trăim la toți ceilalți. Am fost chemat să trăim pentru Dumnezeu. Și zilele acestea n-au voie să fie pentru ucenicii adevărați lui Hristos zile de trăire în firea pământească. Pentru ucenicii adevărați lui Hristos trebuie să fie zile binecuvântate de har și de cercetare. De asemenea, un alt treilea aspect care l-am amintit este unitatea. Unitatea aceasta este un alt aspect pe care Hristos l-a promovat, s-a rugat pentru el. Dumnezeu să lucreze și să-l facă posibil între ucenici. Și la versetul 14 sunt motive de unitate. Și vi le spun, trec repede peste ele și după aceea aș vrea să și închei. Unitate în cuvânt, versetele 14, 17 și 19, unitate în trimiterea care Dumnezeu ne-a făcut-o și în rodul care ar trebui să-l experimentăm. Versetele 18, 19 la 21 și versetul 23. Și unitate, fiți foarte atenți. Slavă. Unitate în slavă. Știți că l-am dat vorbea despre Biblia, despre venirea Domnului Iisus Hristos. Să nu vă găsească cum? Cu mâncărul, cu... Faceți mâncare. Încercați să fiți cumpătați. Să nu vă găsească cu mâncărul și cu tot felul de lucruri de genul acesta. Cum să vă găsească? Să vă găsească în pace. Ați văzut că mi-ar plăcea să fie Domnul Iisus Hristos sărbătorul acesta. Știți că îi veneam și ce mai da. Îi veneam și cu copiii. Să avem o seară, o seară de cântare, așa, și o seară bine cântată, în care să simt toți când ne înălțăm în cântare. Și după aceea, marți seara, să terminăm în cercetare și în cercetare să vină Domnul Iisus Hristos împreună, să ne ia împreună cu toți cei care au zis, Doamne Iisuse, și eu vreau să fiu al Tău. Unitate în cuvânt, cuvântul care sfințește, normal când zic cuvânt, dar trebuie să zic sfințire. Unitate în trimiterea că Dumnezeu ne-a făcut-o pe pământul acesta, că trăim cu un scop. Nu să stăm aici numai, ci să facem lucrarea lui Dumnezeu. Și unitate în slavă. Și aș ști numai astea cu unitate în slavă. Versetele 22 și 24. Eu, spune Iisus Hristos, le-am dat slavă. Și zice ce slavă e vorba? Este slava Lui. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu. Pentru ca și ei să fie una, cum și noi suntem una. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu. Ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Și asta este lucrarea pe care vrea Hristos pentru noi. Și
Sunt sigur că și noi asta știți. În Scriptură nu scrie meniuri de sărbători, ci scrie lucrare, lucrare, lucrare. Și lucrarea aceasta pe care Hristos a venit și ne-a dat un exemplu și ne-a dat după aceea învățături cum să o facem. Este mai departe lucrare pe care noi trebuie să o facem ca biserică. Și versetul cheie și expresia cheie care vreau să o extrag din textul acesta din Ioan capitolul 17 este de fapt în versetul 4. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Eu te-am proslăvit pe pământ, pe tine Dumnezeule, și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dumnezeu mi-a dat o lucrare pe care trebuie să o facem. Săbătorile acestea și zilele acestea și ce zile sunt? Zile de lucrare a lui Dumnezeu. Și bineînțeles, rugămintea mea și sfatul meu este să vă așteptați la aceste zile la lucrare a lui Dumnezeu. Din toată inima dumneavoastră, cu tot sufletul dumneavoastră și cu toată puterea dumneavoastră. Pentru că sunt zile în care nu putem să facem altceva decât să ne plecăm genunchiul și să mulțumim pentru ceea ce am mulțumit de foarte multe ori și n-ar trebui gura noastră să încetezi să mulțumească Dumnezeu pentru că Dumnezeu, din dragoste și din râvnă pentru noi, râvna Domnului știrilor, a trimis pe Iisus Hristos pe pământul acesta ca să fie Domn și Stăpân peste viața noastră. Și atâta timp cât rămâne Iisus Domn și Stăpân peste viața noastră, noi rămânem de fapt în binecuvântarea Lui. În mâna Lui cea puternică, în mâna Lui care ne poate izbăvi. Și de aceea, haideți să încheiem această seară o singură dorință și cu aceeași dorință. Ca toată lucrarea pe care o facem ca biserică să fie într-adevăr nu lucrarea noastră, ci să fie într-adevăr lucrarea de vindecare.